Salutare și bine v-am găsit la un nou review, la o nouă mașină. De data asta avem un Skoda Octavia, motor de 1.9 TDI, 105 cai. Avem așa, primul lucru să vă prezint motorul ca de obicei. Cam așa arată, puțin prăfuit. Trebuie să o... Nu vin. Hai, lasă-o așa că după tata. Frumos. Avem o față extrem de extravagantă. Aici acest simbol Skoda, puțin prăfuit și el, dar nu contează. Jante originale de la Skoda. Pe fața aici avem cu imprimare 3D de zgârieturi, ca și drumurile din România, dar tot la fel nu contează. Pe spate sunt relativ bune, puțin praf trebuie să spăl. Am spălat-o azi, dar cum să vă zic eu, avionul. Pe lângă jante avem un portbagaj extraordinar de mare. Ma? Pe lângă aceste jante frumoase avem un portbagaj super spațios. Momentan este plin pentru că am bagajele, trebuie să plec într-o excursie în Grecia, dar nu contează. Așa. Avem emblema Skoda, care data asta e coronată, și aici denumirea mașinii Skoda Octavia. Stopurile merg ca noi. Avem așa un interior material textil. Avem și cotier. Da. Care, mă, ce bine că e. Climă pe două zone, ca și audio-ul meu, dar de data asta are AC, că mie nu merge. Bine, de fapt merge, dar am freon. Dar nu-i problemă. Geamuri electrice. Și pe spate niște uși superbe. Torpedoul de data asta nu mai e pe buton. De fapt e buton de aici, de dedesubt. Se deschide frumos. Gurile de ventilație oprit, pornit. Știți voi. Și hai să mergem la bord. Partea cea mai importantă. Mașina trage de rup. Sau mai pe scurt, trage să moară, cum vreți voi să. Avem fibră de carbon, ca băieți. Oglinzi reglabile electric. Oglinzi electrice cu încălzire. Avem faruri mod automat, poziții și mod manual. Și aici, da, așa sunt proiectoarele. De aici ne putem regla farurile mai sus, mai jos. Un bord ca de Skoda. Are mai multe opțiuni, acum nu e pornită mașina, da, de fapt, stați să vă arăt. Avem și cheia, aproape ca la Audi. Aproape ca la Audi. Da. Avem de data asta casetofon cu diferite opțiuni. Aici avem pentru scanare CD, să mutăm pe anumite frecvențe. De aici mutăm tot la fel frecvența. Clima. Lasă că băgăm. Băi, că e moarte aici pe asta. Avem mod automat, mod econ și aici partea de rezistență. O să vedeți mai târziu. Și frâna de mână, care e cam așa. Aici avem o scrumieră, câteva lucruri. Mamă, ce am crezut că ales prezervative să mor. Avem câteva aici pentru ochelari, câteva sertare. Și încă o parte, o piesă de rezistență, plafon mâncavaci Rolls-Royce. Păcat că nu strălucesc, dar o să strălucească în curând. Și ușile sunt desigur electrice, închidere și deblocare. Nice. Acum să revenim la exterior. Ca și aspect,
Mașina arată super, e super frumoasă. Pe din interior față de alte mașini se vede diferența de buget. Cam asta este review-ul. Sper că v-a plăcut și zilele următoare ne vedem cu un car vlog. Și cam atât. Momentan n-am cuvintele la mine, dar așteptați partea asta. Cum v-am zis, trage de rup. Mă, nu mai sta mă așa, că încă și una bădin.